revizia comercială în România. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre pentru a participa la evenimentul oficial de lansare al noului Civic în România. Este a 10-a generație, un număr onoros pentru noi, cu multe așteptări. Noul Civic vine în două versiuni, hatchback și sedan, în același timp, pentru prima dată. Aveți afară, o să vă invit să le descoperiți ulterior. Civicul este un model important pentru noi. Planul nostru este ca în anul acesta să vindem 500 de unități, atât varianta hatchback și sedan, ceea ce reprezintă undeva la 50% din volumul nostru. De aceea, așteptările sunt mari. Feedback-ul de la lansarea internațională de presă a fost unul pozitiv. Feedback-ul de la colegii din Europa este unul pozitiv. Sperăm ca mașina să se ridice la nivelul așteptărilor dumneavoastră, cât și a clienților. Și îi dau acum cuvântul colegului meu, Cipriana, să vă prezinte detaliile tehnice. Mulțumesc! În segmentul ce hatchback, noul Civic este mașina care are față de generația precedentă, noul Civic este 136 de mm mai lung, 30 de mm mai lat și 20 de mm mai jos. Varianta sedan este 130 de mm mai lungă și 18 mm mai jos decât varianta hatchback. Un lucru pe care vreau să vi-l comunic este că ampatamentul variantei sedan este comparabil cu a vechii generații Accord. 2700 de mm pentru varianta Civic Sedan versus 2705 mm pentru vechea generație Accord. Un alt reper pe care îl stabilim în segmentul C-Hatchback este portbagajul. Avem cel mai mare portbagaj din segment, 478 de litri. În timp ce pe varianta sedan, portbagajul are o capacitate de 519 litri. Din punct de vedere al motorizărilor, două motorizări noi turbo pe benzină sunt disponibile pe noul Civic pentru a oferi putere și economie de combustibil. Astfel, avem rafinatul și puternicul 1.5 Vitec Turbo 182 de cai putere, care este disponibil pe ambele caroserii, hatchback și sedan. Sau eficientul motor de 1 litru Vitec Turbo de 129 de cai, care este disponibil pe varianta hatchback. Ambele motorizări echipate cu tehnologia EarthDreams, ce oferă un echilibru perfect între performanță și eficiență. Noile motorizări pot fi combinate atât cu transmisie manuală în 6 trepte, sau cu noua și performanta transmisie automată CVT. În materie de siguranță, noul Civic stabilește noi standarde prin prezența unei suite de tehnologii înglobate în sistemul Honda Sensing. Avem astfel sistemul automat de frânare cu funcție de detecție pentru pietoni, sistemul de avertizare a coliziunilor frontale, sistem de menținere a benzii de circulație, sistem de asistare a menținerii benzii de circulație cu intervenție activă, cruise control adaptiv inteligent, limitator de viteză inteligent, sistem de recunoaștere a semnelor de circulație, toate acestea sunt oferite încă de la primul nivel de echipare. Astfel, noul Civic este singurul model compact, inclusiv din segmentul premium, care oferă în definiție standard, de la primul nivel de echipare, aceste tehnologii de siguranță.
Cu poziția ergonomică de conducere și nou sistem de direcție cu pinion dublu, Civic oferă un control excelent pentru o experiență de conducere captivantă. Suspensia a fost reconfigurată pentru o manevrabilitate dinamică și dispune de un sistem independent multilink pe spate și suspensie MacPherson pe față. Fiecare detaliu al vehiculului a fost examinat și regândit, proiectând un cadru nou, mai ușor, din materialele rezistente la torsiune pentru scăderea greutății, rigidizând mai mult caroseria și sporind dinamica noului Civic. Honda Civic beneficiază de o gamă vastă de tehnologii utile, ca noul și inteligentul sistem multimedia Honda Connect cu ecran touchscreen de 7 inci și navigație integrată încă de la primul nivel de echipare. Bancheta încălzită, trapa panoramică, amortizoare controlată electronic și noua frână electronică de parcare, toate aceste echipamente sunt proiectate pentru a face fiecare călătorie mai plăcută. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să redescoperiți modelele expuse. Salutare, prieteni, și bine ați venit! Astăzi suntem din nou la lansarea modelului Honda Civic, doar că acum, ca o surpriză, avem și noul Civic Sedan, care cred că va înlocui Accordul. Acum sunt în Civic Sedan, iar în dreapta mea se află... Hello! Oh, hello! So, please, tell the nice people of the internet who you are. Oh, thank you very much. Oh, my name is Takashi Kono, representing Honda Trading in Romania. Okay. We are very glad to introduce this model, 10th generation of Civic, both sedan and hatchback. Yes. I hope that the not only the current existing customers, but also potential customers may be interested in this model. And if they have chance, please try to test drive. Of course, yes. Of course. This this car, this particular car we are in, mm-hmm. the Civic sedan, yeah. Yes. Will this, let's say, will the Accord not be sold anymore in Romania, mm-hmm. and the Civic sedan will take its place? Yeah, I think to some extent, this model can cover the former Accord customers. Okay. Yeah. Okay. Mm. Because I saw the trunk and it was pretty big. The trunk was pretty big, yeah. Just like the Accord was. Yes. And if I'm not mistaken, the dimensions are dimensions pretty much the same. Oh, even slightly bigger. Oh, even slightly bigger yes. than the old Accord. Yeah. But you have some new engines. Mm. So please tell me, there is the 1-liter turbo mm-hmm. on the Civic hatchback. Yeah. And this one has a 1.5. Yeah. Liter, 182 brake horsepower. Yes, yes. Both petrol engines. Mm, both petrol engines. Okay, mm. And we can have these cars either in manual or CVT transmission. Yes. Okay. Mm. What other questions do I have? Are there any diesel engines or hybrid powertrains? At this moment, we don't have a plan, but. We will consider in future. Okay. Depending on the demand, real demand. Okay. In the market, we will consider. Yeah. Okay. Because, for example, in Romania, mm-hmm. which is a pretty young mm-hmm. Country when it comes to electric power and hybrids, mm-hmm. For example, the government mm-hmm. Will now pass on a law. Mm-hmm. They will give about mm-hmm. 10,000 euros uh-huh. to any man who wants to buy a full electric car. Yeah, that I know. Yeah. Mm-hmm. So maybe that would probably convince people mm-hmm. to buy more electric cars. I understand. And I for one would really like to see a mm-hmm. car, a Honda, mm-hmm. with full electric power, because, well, the secret is I really like Japanese cars, so I'm a bit biased. I'm a bit biased, mm-hmm. but I would really like to see a car, a Honda, with the legendary, drivability, yes. and long lasting ability. Mm-hmm. I would like to see a car like that, but fully electric. Okay. That would be very nice. Mm-hmm. But this one is the one we're in is a very big car.
I think ample space. Yes, ample space. Mm-hmm. And let me just. I had the key around here somewhere. Yeah. I put it in. Okay. Mm-hmm. Let's see if. Well, we're not gonna start the engine. Just the ignition on, and let's see what do we have here. Yes, it's. I saw this animation when I went and saw the other Civic, mm-hmm. the hatchback, and it's the same one. But the interior mm-hmm. looks a bit cleaner in here. Uh-huh. I think it's a bit cleaner. But this is, I think, the same touchscreen as in that one. Yeah. The same system. Yeah. Okay. I like the steering wheel, though. I like the steering wheel. It's pretty chunky, like a sporty steering wheel, to give you a sporty feel. So, this car is, as I understood, it is pretty well equipped, even from its base form, right? Yes, exactly. But this one, the one we're in right now, yeah. is it the base trim, or does it have... What trim? What trim level of this show model? I don't know. Okay. But I think it's middle range. Oh, okay. Yeah. Because the touchscreen mm-hmm. is also on the lower trim level, mm-hmm. right? Mm-hmm. A lot of systems already in the car, yes. from the lower levels. Mm-hmm. Yeah. That is pretty interesting because, for example, when you go, mm-hmm. well, I'm just gonna call them out. Mm-hmm. When you go to the Germans mm-hmm. to buy a car, mm-hmm. you get the base car, and when you start adding options, you get a very, very expensive car, yeah. and then that's it. But here, starting from the base price, very equipped. Yes, very well equipped, yeah. and of course, everything seems like top-notch build mm-hmm. quality. So yeah, congratulations for this car. Thank you very much. And I'm still waiting for the new Honda S2000. Okay. I will never forget. And of course, for a new Civic Type R. Yeah. I okay. cannot wait for the new Civic Type R. It will come, sure. Thank you very much. Yes. Thank you very much. Thank you very much.